La Călimănești, cu greu se mai găsesc camere de închiriat în aceste zile. Pachetele puse la dispoziție de operatorii de turism din zona au fost epuizate, iar stațiunea este plină ochi de turiști, foarte mulți tineri, care au dorit să-și petreacă mini-vacanța de Sfânta Maria departe de căldura din marile orașe. În Călimănești este și o manifestare de tradiție care a ajuns la 46-a ediție Cântece Revoltului, astfel încât putem spune că este toată capacitatea de cazare și toate spațiile de cazare, nu numai la societății noastre, și în stațiune sunt ocupate în toată aici. Operatorii de turism din zona au venit cu pachete atractive, iar turiștii au ales pentru această mini-vacanță Călimăneștiul în detrimentul stațiunilor de pe litoral. Mulți spun chiar că aici e mai bine decât la mare. Au la dispoziție piscine cu apă termală, iar muntele îi protejează de vipia de afară. Ne-a plăcut foarte mult zona, apa e foarte bună. E fain. Vă place? Da. Variantă liniște. Mare? E dragul meu la mare. Am fost cu ani în urmă, am venit anul trecut, am renunțat la mare și cred că pentru totdeauna, pentru că ne simțim foarte bine aici. Sunt rezervări pe întreaga capacitate până la sfârșitul lunii august și după, în cursul lunii septembrie, peste 90-92%. Prețurile pentru acest weekend prelungit în stațiunea Călimănești pleacă de la 60 de lei pe zi în hoteluri de 2 stele și nu depășesc 120 de lei în unitățile de cazare de 3 stele.